Bună dimineața, stimați privitori! Ne aflăm în această dimineață în satul Strejnicu, la marginea satului Strejnicu, unde un incendiu a izbucnit în urmă cu aproximativ o oră la un cor de evenimente situat la marginea satului. În aceste momente incendiul este lichidat, nu sunt informații cu privire la victime, însă pagubele materiale sunt destul de însemnate. Flăcările au afectat o suprafață de 500 de metri pătrați. 5 mașini de pompieri au fost trimise aici la Strejnicu cu autoscară, dar și o ambulanță SMURD. Așa cum puteți vedea și în imagini, interiorul cortului este distrus, este afectat aproape în totalitate de incendiu. Așa cum anunțam și la începutul acestei înregistrări, un incendiu a izbucnit la un cor de evenimente din Strejnicu. Flăcările au distrus o suprafață de 500 de metri pătrați, nu sunt victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Incendiul a izbucnit în urmă cu aproximativ 30 de minute la un cor de evenimente situat la marginea satului Strejnicul, într-un cartier de case. 500 de metri pătrați din construcție au fost afectați de flăcări. Nu sunt raportate victime, iar pompierii în aceste momente lucrează la lichidarea focului. Primele cercetări la fața locului indică faptul că focul a pornit de la un aparat de sudură.